Știința în cuvinte potrivite, alături de domnul dr. Cristian Presură, cercetător la Philips Research, Eindhoven, Olanda, un excelent cunoscător al cuvintelor potrivite care descriu fenomene care ne-ar rămâne altfel neînțelese. Bună ziua, Cristi, mulțumim că ești alături de noi. Bună ziua și bun găsit ascultătorilor! Citind prezentarea subiectului nostru de astăzi, mi-am amintit o întâmplare din copilărie. Aflasem că pământul este rotund și l-am întrebat pe tatăl meu cum se poate așa ceva, pentru că eu îl văd plat. Aveam o minge cu care mă jucam și el mi-a dat următoarea explicație. Vezi, dacă eu pe această minge aș așeza o furnică, ea ar fi, n-ar putea să descopere curbura. Ea ar vedea mingea ca pe o câmpie. Așadar, pentru ea ar fi două dimensiuni. Acum, noi vorbim despre cosmos care, în opinia unor specialiști care au și demonstrat acest lucru, are mai mult de trei dimensiuni. Așadar, mai mult de trei dimensiuni spațiale. Pare absurd. Cum se explică? Cred că tot așa cum a explicat și tatăl tău. Și anume, în loc ca să trăim ca acea furnică pe o sferă, noi am trăit, de fapt, pe o hipersferă. Deci o sferă care are trei dimensiuni. Dar în afara acelei hipersfere ar putea să mai existe o altă dimensiune, numai că noi nu avem capacitatea să ne uităm în direcția respectivă. Tot așa cum furnica nu are capacitatea să zici sau nu vrea sau nu se uită deasupra sferei pe care se află. Dar noi am învățat la școală și am înțeles foarte bine. Ne-am uitat la colțul cubului pe care l-ai menționat și tu. Ei bine, trei perpendiculare se pot duce acolo. Absolut, da, și furnica aflată pe acea sferă, dacă ar încerca să ducă niște linii perpendiculare una pe cealaltă, iar obține întotdeauna două. Da. Una deci la stânga, la dreapta, în față, în spate. Suntem mai evoluați decât furnica, nu? Noi suntem mai evoluați pentru că trăim în trei dimensiuni, dar, într-adevăr, universul nostru ar putea să aibă mai multe dimensiuni, numai că nu avem acces la ele, sub nicio formă, nu ne putem uita în direcția respectivă. Totuși unii s-au uitat, s-au gândit că se uită și au imaginat că se uită. Cum au făcut? În primul rând, ei au studiat teoretic cum ar putea să arate un astfel de univers care are mai multe dimensiuni. Deci, ca să lămurim ascultătorilor, universul nostru ar avea, să zicem, 4 sau 5 sau 6 dimensiuni, numai că noi am fi efectiv ca un fel de foaie în acest univers și din cauza aceasta vedem doar trei dimensiuni, tot așa cum furnica nu vede decât două. Dar ei spun în felul următor, spun ei, Einstein ne face atent că gravitația este același lucru cu spațiu. Cu alte cuvinte, ne putem uita în acele dimensiuni, dar avem voie să folosim numai gravitația. Ca să îți dau un exemplu exact cu furnica ta de pe sferă, da? Să spunem că furnica stă pe sferă și nu se poate plimba decât pe dimensiunea sferei și ea nu vede decât ce este pe sferă, nu vede nimic deasupra sferei. Dar să spunem că undeva deasupra sferei vine în vizită o planetă sau o stea sau ceva, un obiect foarte greu care o atrage. Ei bine, în momentul respectiv, furnica este atrasă de pe sferă și poate să treacă în celelalte dimensiuni fiind atrasă de această forță gravitațională. Deci, cu alte cuvinte, forța gravitațională poate să treacă în celelalte dimensiuni. Și poate să te treacă cumva acest blocaj în două dimensiuni sau în trei dimensiuni. Exact, exact. Și există teorii mai fancy, să spunem așa, mai ciudate, care spun că, de fapt, ar exista universuri paralele. Deci, tot noi suntem pe o foaie de hârtie, dar ar exista și alte foi de hârtie paralel cu noi, numai că noi nu le cunoaștem pentru că ele sunt foarte îndepărtate și din cauza asta nu ne atrag gravitațional. Dar dacă cumva acele foi de hârtie s-ar apropia, deci dacă acel univers paralel ar veni aproape de noi, el ne-ar atrage cu forța lui gravitațională. Și atunci am putea să simțim. Iar alte teorii care sunt tot așa mai ciudate, să spun așa, mai deosebite, spun că, de fapt, de exemplu, materia întunecată pe care noi o simțim și pe care o simțim prin intermediul forței gravitaționale, ar putea să fie cumva această forță care vine de la un alt univers paralel. Dar toate acestea sunt teorii. Întrebarea se pune, are universul nostru mai mult de patru dimensiuni și noi nu vedem decât trei? Scuze, mai mult de trei dimensiuni, dar noi nu vedem decât trei? Asta este întrebarea și aici niște cercetători americani au reușit ca să facă măsurători și să vină chiar cu o concluzie. Cum au făcut măsurătorile? Ce au măsurat?
au măsurat undele gravitaționale, pentru că aceste unde gravitaționale au capacitatea să meargă și în celelalte dimensiuni. Cum au măsurat aceste unde gravitaționale? S-au uitat, de fapt, la niște măsurători care au fost făcute anul trecut, da, despre de care către am vorbit. LIGO, da. Despre care am mai vorbit, într-adevăr. Deci e vorba de unde gravitaționale care apar la fuziunea găurilor negre sau a stelelor neutronice. Anul trecut s-a detectat pentru prima dată fuziunea unor stele neutronice, deci undeva departe în univers, milioane sau zeci de milioane de ani lumină depărtare, două stele neutronice au fuzionat și au generat unde gravitaționale foarte puternice. Și ele au ajuns la noi. A fost pentru prima oară când am măsurat fuziunea unor stele neutronice cu ajutorul, cu ajutorul undelor gravitaționale. Dar e foarte interesant, față de măsurătorii de anii trecuți în care vedeam fuziunea găurilor negre, acum vedem fuziunea stelor neutronice, ceea ce înseamnă că putem să le observăm și cu telescoape optice. Le vedem și cu telescoapele optice, le vedem și cu ajutorul acestor telescoape gravitaționale. Și atunci putem să măsurăm cum scade intensitatea undei gravitaționale până la noi. Acolo unde, de unde pleacă unda gravitațională are o intensitate foarte mare, iar noi o putem să o calculăm pentru că vedem optic ce se întâmplă și putem să ne dăm seama cât de mare este această intensitate, după care intensitatea undelor gravitaționale scade, ele ajung la noi și noi o măsurăm cu ajutorul acestor aparate LIGO. Și putem să ne dăm seama cât de mult a scăzut. Ei bine, dacă universul nostru ar avea mai mult decât 3 dimensiuni spațiale, dacă ar avea 4-5, aceste unde gravitaționale ar scăpa și în celelalte dimensiuni. Și din cauza aceasta, intensitatea ar trebui să scadă mult mai mult. Deci ar trebui să scadă foarte mult și undele gravitaționale care ajung la noi să fie foarte, foarte slabe. Ei bine, nu s-a întâmplat așa ceva. Undele gravitaționale care au ajuns la noi au avut exact intensitatea potrivită pentru ca universul în care trăim să aibă precis 3 dimensiuni. Da. Mai așteptăm, nu? Deci ei au stabilit faptul că într-adevăr universul acesta are 3 dimensiuni. Probabil că nu există 4 sau 5 dimensiuni spațiale extinse și da. Dar așa cum spuneai, ar putea exista lumi paralele și atunci s-ar schimba cu totul paradigma. Deocamdată nu, pentru că undele acestea gravitaționale s-ar deplasa în acele dimensiuni spațiale extra, în plus, chiar dacă nu există universul paralel. Am înțeles. Dar pe de altă parte există, pentru că așa e în fizică, există tot felul de teorii care spun că există și dimensiuni spațiale care sunt foarte, foarte mici. Și astea încă pot să existe. Și aș vrea să adaug, Dan, un lucru, pentru că mă simt oarecum ciudat, dacă îmi permit. Te rog. Vorbim despre dimensiuni spațiale extra, în plus ale spațiului, vorbim de niște lucruri care sunt foarte, foarte ciudate și poate că ascultătorii se întreabă, oare de ce trebuie să studieze fizicienii lucrurile astea? Adică sunt lucruri pe care noi nu le cunoaștem, nu le vedem în viața de zi cu zi. Sunt lucruri extrem de exotice. Ori aș vrea ca să îi fac pe ascultători atenți că universul în care trăim noi este deja exotic. Noi știm, de exemplu, că la nivelul microscopic vidul este plin de particule virtuale care apar într-o parte în alta, lucru pe care nu-l vedem în viața noastră obișnuită și lucru pe care l-am detectat cu ajutorul fizicii. Tot așa știm, de exemplu, că locuința în care trăim, strada pe care trecem, este plină de materie întunecată, numai că nu reușim să o detectăm precis, să vedem de ce este făcută, dar știm că ea există. Deci lumea în care trăim noi este plină de lucruri exotice. Iar de aici provine și interesul fizicienilor să caute, poate există și tot felul de alte lucruri exotice, cum ar fi, de exemplu, aceste dimensiuni spațiale suplimentare. Rămânem cu această idee. Mulțumim foarte mult, Cristian Presură, pentru prezența ta în emisiune. Te așteptăm cu nerăbdare joia viitoare. Concurs. Concurs așadar, premiu, o carte science fiction, Wild Cards, George R. A. Martin, o serie editată de editura Nemira în colecția Nautilus Fantasy.
Întrebarea este simplă. Cum se numește proiectul pentru restauratori despre care a vorbit Mihaela Ghiță în interviul său cu doamna Roxana Rădvan de la Institutul Național pentru Optoelectronică? Așadar, cum se numește proiectul pentru restauratori? Răspunsul prin SMS la 0746-223-300. Invitatul ediției.